Deci suntem din nou în direct, deci asta se întâmplă la 1930, deci statul francez, firme din Franța, care, și familii din Franța care pierduseră extraordinar de mulți oameni în primul război mondial, fac aceste anchete în România, arată caracterul complet criminal, să spunem, al dinastiei germane, care era, deci, pentru ridicarea nazismului, care ajutase de aici ridicarea nazismului, deci al statului german cu aur și al doilea război mondial, și arată situația din primul război mondial, care nu este înțeleasă corect în România. Deci asta arată în facultățile astea de istorie din România și profesorii de istorie în România sunt complet, complet criminali, mereu se întâlnesc în ședințe din astea ultra-secrete, în școli, în consilii pedagogice și cu elevi, să spunem, criminali, cumva urmăresc starea de spirit când se expun anumite noțiuni. Deci nici în primul război mondial România nu a fost, cum se spun, de partea Antante. Asta trebuie să arătăm aici, ce se întâmplă în primul război mondial. Deci regele criminal Carol I face forturile alea în jurul Bucureștiului, deci arată cum ar vrea un patriotism, de asta foarte puternic, el era împotriva țăranilor, împotriva bucureștienilor, practic forturile astea. Deci regele, de la regele Carol I era complet criminal, am arătat, și era deci cu Germania pe subterană. Ce se întâmplă la începutul războiului? La începutul războiului spune că trebuie să intrăm cu Germania, apar acești liberali, familiile astea, Rossetti, Brătean, nu, doamne, noi trebuie să stăm deoparte, deci fals complet. Ce se urmărea aici, ce urmărea Germania aici, era practic baza asta petroliferă secretă. Deci asta era deci neutru sau cu Germania de la început, nu era nimic în avantajul Antantei, de aici se ducea petrol în secret spre Germania imperială. Deci ea era practic un stat atașat Germaniei, lucru extraordinar de negativ. Ea așa apare, deci intrarea în război este tot falsă, asta trebuie să arătăm, intrarea în război de partea Antantei este falsă. Aici vedeți că germanii pătrund repede, deci regele declasa Carol I nu construiește forturi și fortificații întrecători din munți, nu permite intrarea unor trupi din astea extrem de bine pregătite de alpiniști din Italia, care țineau acolo față armatei austriaci extrem de bine, deci regele Carol I, criminal complet, și el, deci și acei conservatori și liberali, asta nu se permite intrarea acestor trupi de vânători de munte din Italia aici, să blochează munții și trecătorile. E o intrare falsă, vedeți, imediat să prăbușești frontul și capitala e cucerită fără niciun foc. Deci Germania imperială preiază cămintele de petrol. Aici, la fel, în Rusia, deci în Rusia, dinastia era criminală, nu era pentru stat, deci așa sunt aceste familii, să spunem, de regi criminali, de președinți criminali, care nu sunt deloc cu poporul, urmăreau de atunci lucruri cu totul tenebroase, deci distrugerea întregii planete, plecarea probabil pe altă planetă sau facerea de state din astea precum Monaco. Și anchetele au mers, deci atunci totuși era o presă destul de liberă, între anii 1930-1935, de situația se cunoștea. Acum, după loviturile de stat, vedeți, am avut o presă extraordinar de slabă, nu s-au scos aceste anchete în care să arate, să spunem, slăbiciunea completă a național-țărăniștilor, deci partid
complet a servit Germaniei și a liberalilor, deci complet a servit germanilor și turcilor.